În luna septembrie, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Dâmbovița a efectuat controle în unitățile de alimentație publică, unități fast food, restaurante, pizzerii din mediul urban și rural, dar și în grădinițele cu program prelungit particulare și de stat. De control nu au scăpat nici agenții economici care produc sau comercializează pâine. Atenție, nici măcar internetul nu scapă de verificările protecției consumatorilor. A fost realizată o acțiune tematică de control, fiind verificat modul de comercializare online a unor produse și servicii. Produsele alimentare, produsele textile, articolele de încălțăminte, toate au fost verificate de comisarii de la Protecția Consumatorilor Dâmbovița în cursul lunii septembrie. S-au efectuat 164 de controle și au fost aplicate amenzi în valoare de 29.000 de lei. 58 de amenzi au fost aplicate de comisarii de la Protecția Consumatorilor Dâmbovița și au fost retrasă temporar de pe piață produse în valoare de peste 12.000 de lei. Comisarii au găsit și acum produse cu etichete incomplete, fără elementele de identificare și caracterizare sau cu termenul de valabilitate expirat. Abateri de la prevederile legale au fost depistate și în grădinițele cu program prelungit. Dâmbovițenii nemulțumiți de produsele pe care le-au achiziționat sau de serviciile pentru care plătesc au depus 65 de reclamații la Protecția Consumatorilor Dâmbovița în cursul lunii septembrie. În jumătate din cazuri, consumatorilor li s-a dat dreptate, comisarii considerând că sesizările lor sunt întemeiate.